Licitația pentru construcția noului spital s-a amânat. Compania Națională de Investiții a anunțat că procedura de achiziție publică privind lucrările de proiectare și execuție a fost suspendată din cauza volumului mare de solicitări pentru clarificări. Aflând de decizia CNI, primarul municipiului Botoșani, Ovidiu Portariuc, a declarat că aceasta este o procedură standard transparentă. Edilul a mai precizat că aceste clarificări sunt cerute de firmele interesate astfel încât să-și poată calcula oferta pentru licitație. El a mai spus că în cel mult o săptămână se vor relua procedurile. În comunicatul de presă din partea primarului Portariuc se mai spune că noul edificiu este un obiectiv social care va fi realizat din fonduri publice. De aceea, firmele de construcție ar trebui să-și eficientizeze costurile pentru a putea răspunde cerințelor stabilite de Compania Națională de Investiții. Am văzut că sunt unele firme de construcții care se plâng că profitul pe care l-ar obține din acest proiect ar fi prea mic sau chiar ar putea merge în pierdere. Eu le spun că dacă nu pot construi eficient, nu-i obligă nimeni să vină la licitație și să meargă în pierdere, a explicat primarul Portariuc. Noul spital va avea saloane cu câte 3 paturi, însumând 141 de locuri, va avea ambulatoriu, secție de primiri urgențe, morgă și spații anexe. Valoarea estimată a investiției este de aproximativ 14 milioane de lei fără TVA, iar durata preconizată de finalizare este de 24 de luni. Câștigătorul licitației ar fi trebuit desemnat în data de 25 februarie.